Peste 5.000 de noi cazuri de COVID-19 la 25.000 de teste au fost identificate în ultimele 24 de ore. 139 de bolnavi și-au pierdut viața, în timp ce la terapie intensivă sunt în stare gravă aproape 1.300 de pacienți. Autoritățile au anunțat că în curând vor ajunge în țară congelatoarele speciale, în care să fie depozitate cele 10.000 de doze de vaccin destinate personalului medical din spitalele aflate în linia întâi. Peste ocean, la americani, a început deja vaccinarea masivă a medicilor, ocazie cu care a fost imunizat și primul român din America, un doctor din Constanța stabilit de mulți ani la New York. În România, 30 de localități sunt în carantină. În unele, restricțiile se păstrează și după anul nou, așa cum se întâmplă, de exemplu, lângă București, în Popești, Leordeni, Chiajna și Bragadiru. Localnicii care au ieșit din case fără declarație pe proprie răspundere au fost amendați. Declarațiile. Cer scuze, n-am știut că ne trebuie asta. Dumneavoastră aveți? Nu, e soția, e fără. Vă propun asta pe gură. Veți fi sancționați conform legii 55 pentru lipsa declarației. N-am știut că s-a prelungit starea de urgență. Asta e situația, n-avem ce să facem. Trebuie să ne supunem legilor. Pentru mine nu e nicio diferență, pentru familia mea. Noi am făcut întotdeauna Crăciunul împreună și Revelionul la fel. Dar nu toți vor să rămână acasă în această perioadă. Mulți au ajuns la munte, dovadă că pârtiile au fost aglomerate. Din această cauză, autoritățile din Sinaia au decis ca printre schiori să se plimbe nu doar jandarmii, ci și militarii batalionului 21 vânător de munte de la Predeal. Ei trebuie să se asigure că turiștii păstrează distanța și poartă mască de protecție. Așa a apărut la telecabină o mare spirală, după ce oamenilor li s-a cerut să se așeze la depărtare unii de alții. Toți operatorii pe cablu sunt obligați să monteze garduri, iar la stațiile de pe pârtii se vor auzi mesaje audio despre purtarea măștii. Atenție! Forțele de ordine vor da și amenzi! În tot acest timp, la americani a început vaccinarea pentru medicii aflați în linia întâi. Doctorul Teo Trandafirescu este pneumolog și lucrează la secția de terapie intensivă a unui mare spital din New York. Îngrijește pacienți cu COVID și pe 17 decembrie a fost vaccinat. Eu am făcut vaccinul făcut de Pfizer, care se administrează în două doze. Prima doză am făcut-o acum două zile și următoarea o voi face în 21 de zile de la prima doză. O treime din acești cadri încă nu l-au făcut în caz de vom avea efecte secundare. Dacă efectele secundare sau reacțiile alergice vor apărea, atunci noi vom fi primii care le vom avea. Totul este bine, nu am absolut nicio reacție adversă sau secundară. Vă spun că este un vaccin sigur. Teo Trandafirescu ne spune că este primul medic român vaccinat anti-COVID în Statele Unite. Este președintele Societății Române de Medicină de la New York și declară că autoritățile americane le vor cere să poarte mască și să respecte măsurile de igienă și celor care se vaccinează. Societatea nu s-a relaxat odată cu introducerea pe piață a celor două vaccinuri de la companiile Pfizer și, mai nou, Moderna. Acest vaccin ne facem să avem o formă mai ușoară a bolii, dar avem un risc destul de mic de a fi totuși carrier, asimptomatic carrier, să ducem acest virus cu noi și să-l transmitem la părinții sau la bunicii noștri, la cei apropiați nouă. Asta înseamnă că veți purta în continuare mască, deși ați făcut vaccinul? Da. Autoritățile de la noi anunță că cele 10.000 de doze de vaccin care vor ajunge în România după Crăciun vor fi destinate celor 10 spitale COVID aflate în linia întâi, unde, anunță aceleași autorități, peste 95% din personal a declarat că acceptă să fie vaccinat. În spitalele suport COVID, unde vor ajunge alte loturi de vaccin în perioada următoare, deja 75% dintre medici și 50% dintre asistenți au anunțat că vor să fie vaccinați. La medicii de familie, procentajul ajunge până la 85%. Autoritățile de la noi anunță că la începutul săptămânii viitoare va începe distribuția în țară a congelatoarelor, în care vor fi depozitate vaccinurile. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.